să gătim legumele? Când vine vorba de legume, nu mai există dubii. Legumele sunt prietenele sănătății și ale siluetei, indiferent de sezon, cantitate, gradul de prospețime sau locul de proveniență. Altfel spus, este esențial să mâncăm legume, cât mai multe și mai colorate, în fiecare zi și la fiecare masă. Singurul lucru de care trebuie să ținem cont este felul în care le gătim. Dacă le gătim. Se știe, căldura poate distruge o parte din vitamine, mai ales vitamina C și grupul de vitamine B. Însă ce te faci când vitaminele liposolubile, A și D, alături de fitonutrienții care se dizolvă în grăsime, sunt mai active prin gătit? Când vine vorba de legume, beneficiile maxime le obținem consumând verdețuri și crudități proaspete. De la ciuperci, sfeclă și sparanghel, până la conopidă și brocoli, majoritatea legumelor pot fi mâncate crude. Gătitul și temperatura ridicată distrug vitaminele în general și vitamina C în special. Fiecare minut de fierbere scade cu 25% conținutul de vitamina C. În schimb, mineralele nu sunt afectate de căldură. Cantitatea de calciu, magneziu, fier, zinc sau crom nu scade prin gătit. Potasiul trece în lichidul de fiertură, deci nu aruncați zeama din conservele de legume. E bogată în minerale. Alte secrete culinare. Fitonutrienții cu efect anticancer din brocoli au eficiență și absorție maximă dacă îl consumăm crud sau îl gătim minim, fiert la abur doar 2-3 minute. Alicina și compușii benefici cu sulf din ceapă și usturoi sunt neutralizați de căldură. Evitați tratamentul termic prelungit, usturoiul devine amar prin gătit. De reținut că alicina se activează doar dacă usturoiul este tocat mărunt și zdrobit, deci nu înghițiți căței de usturoi întregi, nu au niciun efect. Licopenul din roșii are efect de protecție a pielii împotriva cancerului și a îmbătrânirii. El devine activ la căldură, în prezența grăsimii și când roșia e zdrobită. Sosul tomat și bulionul sunt de 3 până la 13 ori mai concentrate în licopen decât roșia proaspătă. Spanacul conține pigmenți cu acțiune antioxidantă și efect anticancer, a căror absorție crește prin gătit. Spanacul preparat termic este de 6 ori mai bogat în luteină, zeaxantină și betaină față de frunzele proaspete și crude. Sfecla conține beta-cianină, un pigment roșu închis cu efect antitumoral și antiinflamator, care este stabil la căldură și aciditate. Ideal ar fi să gătim sfecla întreagă, coaptă la cuptor, nu fiartă în apă, ca să evităm diluarea pigmenților. În concluzie, nu există o regulă unică când vine vorba de mâncare. Nu putem decreta o singură metodă corectă de a consuma și prepara alimentele. Sănătate înseamnă diversitate. Avem libertatea să mâncăm orice, mai ales când știm care este varianta cea mai hrănitoare pentru fiecare mâncare.